was it you were? Oh, look at my door, God. Oh, I'm always in. Salutare, dragi copii și prieteni, și bine ați venit la un nou vlog! Ghici unde sunt? Imediat vă spun, după ce trec aici pe tensiune. Astăzi vreau să vă duc într-o destinație foarte aproape de București, pentru că știu că toți bucureștenii caută excursii de o zi, să iasă puțin din agitația orașului. Vă scuzați că eu am obosit puțin, că am urcat aici fix 2 metri de deal. Și am venit în zona Breaza și Provița, sau Provița, unde o să stau la noapte, pentru că am găsit o cazare super, super drăguță pe care abia aștept să vă arăt. Dar nu vreau să pierd ziua și să mă bucur, vreau să mă bucur de soare, de aer. Este călduț astăzi, începutul lui februarie, minunat, fără zăpadă. Am căutat aici o zonă unde știu sigur că nu este zăpadă. Și pe lângă faptul că v-am descoperit ce mai este pe aici prin Breaza și prin Provița, încep cu un mini traseu. Sunt singură, un pic de panic așa, dar combinată cu adrenalină și cu entuziasm. Am de urcat jumătate de oră până la crucea de pe Gurga. Așa se numește aici, este o cruce chinată eroilor din primul război mondial, dacă nu mă înșel, nu sunt sigur. Și am mai făcut traseul ăsta odată, de-aia am avut curaj să vin singură. Și am pornit de la pensiunea G Club Floarea. Așa, căutați pe Google, vă aduce fix în fața pensiunii, acolo lăsați mașina, bineînțeles puteți veni și cu trenul. Și la pensiune se conturează traseul marcat cu bandă galbenă, este și indicator, și ar trebui să fac cam 30 de minute până sus. Asta dacă nu o să mă ia panica și o să mă întâlnesc cu vreun câine, mi-e frică de câini. Am urcat puțin, puțin abrupt la început, să aud câinii din vale. Am ajuns aici la un gard. Nu așa pe lângă gard. Oată, nici un cățel, nici o gălădie, doar eu respirând greu în această pădurice. Vreau seama că dacă veniți acum în primăvară, când încep copacii să înverzească puțin, va fi superb. Cred că și înfloresc. Superb. Vai, ce mult am urcat. M-am panicat un pic că am auzit ceva. Știu, cred că e muzica. Dacă e cineva acolo, ar fi super. Chiar și cu manele. Și ce zic? Oh, la cât mai de urcat. Am auzit. Nu se mai aude. Acum chiar e muzica. Sunt aici, înseamnă că mai e puțin. Ia uite, uite-o. După muzica asta, că mi-au copilat, dar uite-o. Am ajuns. Stai, cum să țin eu asta? Am ajuns aici la crucea după Gurga, în 15 minute de panică. Am stat puțin aici cu niște băieți, erau de aici din sat, au venit să-și facă poze cu crucea. Uite-o. Și m-am pus să mănânc și un sandwich. Scuzați. M-am pus să mănânc un sandwich aici la înălțime și să mă bucur de priveliște. Se văd crestele acolo zăpezite. Urcușul, ce să zic, e mediu așa, mă rog, nu e mare prețul, dacă am urcat într-un sfert de oră, bine, mai cu viteză, am obosit un pic, dar acum mă relaxez, dar e superb aici, superb. Am întrebat copiii și mi-au spus că aici este un teren de golf, unde chiar voiam să merg, să văd care-i treaba. Este, cum să vă arăt, pe toată porțiunea acolo și ne-ar fi zis că avem teren de golf la Breaza. O să încerc să merg până acolo. Hai că mi-a bunul ăsta. Am ghiozdanul ăsta de la Ikea, îl recomand, se face mic așa ca un plic și e bun pentru orice mai am, sunt sandwich și o apă. O iau ușură de la vale pe unde am venit, dacă am făcut 15 minute la urcare, o să am mai puțin la coborâre. Dar hai să zicem, pentru cineva puțin ne-a antrenat și în grup, să zicem că faci cam
jumătate de oră. Cam abruptă treaba aici spre final. Dacă e noroi, e nasol. Băi, pentru mine, jur, este mult mai greu la coborâre. Mă dor genunchii rău. Abia mă mișc. Mă doare meniscul, nu știu ce mă doare. Important e că am ajuns la stradă. Mama, ce bucățică mică. Multă viață în pădurile astea. Era forfătă printre tufișuri de păsărele, șoricei, eu știu ce era pe acolo. M-am speriat și am dat viteză. Auzi, găina? Gata. Am ajuns la stradă. Super, mă duseam mașina ca să nu pierd mult timp. Deși e aproape, mă duc până la terenul de golf. Hai să vedem. Păi, cum ai să aici la terenul de golf? Bună ziua! Arată bine, dar nu știu dacă e cineva aici. Asta e poartă. Asta e poartă. Știți dacă e cineva acolo la golf? Aia mare? Da, părăți? Trază de ea, mă. Asta. Efectiv, am tras de poartă. Ca așa mi-au zis vecinii. Este un mini-restaurant aici. Teren de golf. Vai, cât este frumos. Ce tare. Deci am intrat prin infracție, practic. Am vorbit cu domnul paznic, care e chinez, ceva, nu vorbește română, a vorbit cu patronul, tot e ok. Bună ziua! Nu știam dacă e cineva pe aici, dacă aveți chef de oameni, dacă n-aveți chef. Da, sărână, am avut un eveniment aseară și aia s-a întâmplat că sunt mai liber. Costi, îți dau o cafea, că a zis că-mi dau o cafea, dacă aveți cu lapte, super. Și după aia m-am plimb acolo un pic pe sus și am mai venit, nu știu, nu-i cunosc. Cu o mașină cu copii, se plimbe cu copiii, nu știu. Mă pun aici, la soare, mulțumesc, să nu mă. Mă simt super bine. Am făcut roșu de o cafea. Din aia bună, de expresor. Am băut cafeluța și mă duc la plimbare. Avem și fond muzical manele de la vecini. Hai să văd și eu ce-i pe aici, că-s tare curioasă. Dacă mi-ar fi zis cineva că este un loc atât de frumos, în Breaza, aș veni mai repede. Dar habar n-aveam. Acum nu e nimeni la golf. Doar niște copii la locul de joacă. Aici mașinuță de golf. Asta nu mai are rost. Hai la golf, dragii mei! Super frumos! Wow, super! Ah, uite acolo mergem la căsă părăsită. Wow! Da. Fii cineva mai? Vai de capul meu cât este de frumos! Aici poți stai o zi întreagă să-ți iei ceva, să faci picnic. Și am ajuns aici. Ce fie asta? A, aici era lăcușorul care apare pe hartă. Ce drăguț! Și aici e această Corp Club House. Îi zice, dă-te n-ai cât de fani. Mi-am găsit patinoară. O vreau să-mi dau cu capul aici. Ia uite. Patinoarul meu. Sunt la patinoar. Mai urc aici un pic, am mai văzut un loc. Este superb domeniul, superb. Vă recomand să veniți, în curând vine primăvara. Ce frumos. Ce liniște. Superb. Haide. Tu te-ai amenajat frumos. Văd că te poți plimba și fără să te joci golf. Deși și terenul pare că arată bine, nu mă prea pricep, dar pare că arată bine. Tot asta o sesiune de golf, sunt curioasă.
terasă ceva a fost. Așa era discoteca. Discoteca Dâmbreaza. Wow! Cât de tare! Ce s-a întâmplat cu locul ăsta și de ce nu mai funcționează? Să fac o pauză de relaxare aici pe canapeaua de la club. Uite și niște semințe. Ce tare să fi fost aici! Pe seara, așa, când e liniște. A, cred că aici se făcea și foc de tabără, bumbătoarele astea. Tare! Nu s-a mai găsit aici un grumeag pe care l-am ratat. Asta unde mai duce? De-i panică, totul este așa la suprafață, cred că se înnoroiește treaba. Gata, m-am prins unde duce la cazări. Par noi. Nu? Drăguț, drăguț. Uite vântul, uite vântul. Bună ziua. A fost foarte, foarte tare aici, a? Am făcut o tură întreaga asta vreo oră și ceva. Mi-a plăcut maxim, deci ar trebui să veniți și voi să vedeți. Maxim, mi-a plăcut, chiar dacă nu știu azi. Super tare! Între timp am luat mașina, am plecat de acolo de la Lac de Verde și vreau să merg la Liziera Cupin. Este un traseu turistic, am văzut că este marcat cu punct albastru, nu știam că este marcat. Am venit cu mașina, acum am avut o mică problemă, că am picat într-un șanț. Văd că sunt mai multe mașini aici, cred că am mai văzut și niște oameni. Am picat un mare șanț cu roata din spate, dar pare să fie ok. Am văzut niște oameni care au plecat mai devreme acum. Ce face Pitul? Și mă duc și el să văd. Un cuțic acolo, dar pare că stă cu mine. Mă duc să văd, hai să vedem cât e de urcat aici, dar e drumul forestier. Ia uitați-vă! Ia uite așa frumos! Liziera Cupin, asta am pus pe hartă. Și am venit până s-a terminat asfaltul. Pe asfalt, dar urcare de mamă, mamă. Ah, hai că mai sunt oameni, e bine. Și care credeam că nu ai ce să faci în Breaza. Iată că v-am arătat deja trei activități foarte, foarte tari. Bine, a treia este în curs de parcurgere, să zicem. Hai să vedem cine s-a numește aici, dacă mai au și pe mine că e. Acolo e drumul care duce către Adunați. Și din Adunați, Bezdead, și ajungi în Dâmbovița. Dar este asfalt? Asfalt, poți să mergi. Uite cam așa arată drumul. Mult mai ușor de urcat. Bine, cred că și cu o mașină de teren merge. Și doamne, am fost foarte drăguți. Mi-au spus că ajungem undeva la o cruce maramureșană. Ce căuta aici, nu știu. Și că e foarte frumos vara. Hai să vede o depresiune mare. Pe unde merge drumul spre Provița, pe unde o să merg eu mai târziu. Pe acolo, cum vale, cumva. Ia, pe acolo. Nu știu. Vedem. Hai să vedem. Văd poarta, văd și pe cuțică. 10 minute am urcat. Dacă eram singură, muream aici, mă prăpădeam de frică. Hai, vină să vezi că nu-ți fac nimica. Hai, vină. Așa, miros. Bravo. Ești cu minte? Mă duci și pe mine până aici la poarta Marea Mureșană? Mă duci? Vai, de se vede superb! Superb! Văd poarta aici și un drumea cu bară. Poarta Breaza. Vai, ce frumos este! Cu cochioar, cu de toate. Asta este dealul Pietriș, al doilea cel mai înalt din Breaza. Cel mai înalt din altitudinea de 776 de metri. Panică, nu te mai am baterie. Jură să urc până aici, la asta. Merge să mă bag, să nu mă bag. Nu, cobor în drum. Uite, aici am mers puțin pe drum și cred că asta este Liziera Cupin. E foarte aproape de poarta maramureșană. În total 15 minute tras de păr, așa, până aici. Drumul ăsta continuă pe dealuri. L-am văzut din depărtare de acolo de sus. Este absolut super de drumeție de primăvară. Trebuie să încercați.
Normal că am sărit aici pârleazul, că nu mă puteam abține. Este o pădure de pini, am aflat de pe QR code, plantată prin secolul al XIX-lea de familia care stătea pe Moșia Breaza. Uite, acum m-am uitat fix cum se numește. Dar o să vă las în descriere link-urile către site-urile astea. Aici este un loc care face parte dintr-un traseu care este descris acolo pe site și este super frumos. Extraordinar. Fac o pauză mică și cobor. Problema cea mai mare dintre toate problemele este că nu prea mai am baterie. Asta este o problemă mare. Mă bucur mult că am ajuns. V-am arătat 3 destinații super aici pentru drumeții în Breaza. Drumul ăsta continuă, mult și bine. Dar în curând se lasă seara și o să mă îndrept spre cazarea mult promisă. Sper să mai am baterie până atunci. Ah, și aș vrea să și mănânc ceva până ajung acolo. Dar unde oare? Băi, superb aici, superb, o să vă munți în color. La sigur e el de făcut acolo care se vede. Prea puțin pe cameră, mult mai frumos în realitate. Hai, scobor. Nu mai merge. Aici am sărit. Hop, hop. Ăsta e român, trebuie să sară el pe toate pârleazele. Hai, cobor la mașină. Poate vă dau de oameni ăștia. Îmi zică și mie unde mănânc. Și unde încarc telefonul. Asta e important. Sperb. Am primit și recomandare de mâncare. Mă duc la pizzeria Atos, cea mai tinerească și mai modernă pizzerie de la Breaza. Asta e bine, am ajuns la mașină, cauciucul încă este întreg. Mă sun încarc și telefonul și ne continuăm drumul spre Provița. Dar mai timp mâncăm. Nu? Mi se pare normal. Bun, m-am parcat lângă sala de sport Virgil Budău. Pare că sunt cumva în centru, că aici sunt și locurile. Am văzut și pizzeria, este pe strada principală, lângă un parc. Mi s-a părut drăguț. Hai să vedem. Simt un pic și aerul de Breaza de oraș. Maxim mă bucur pentru această excursică. Sper că v-ați bucurat și voi cu mine și sper că ați văzut și locuri interesante. Ah, m-am luat încărcătorul. Apoi. Ce liniște, ce frumusețe aici. La bătrâneța aici vreau să mut. Am zis. Ia că aici Colegiul Național Militar. Ce-o fi acolo de așa multă lume? Și aici, vis-a-vis, pizzeria Atos. O, e lume. Vreau să intru pe aici? Să intru și pe aici. Imediat să traversezi și strada și să dau și verdictul restaurantului Atos. Am mâncat niște paste cam de nota 7, așa, nu prea aveau gust. Erau multe, mă rog, bunicele, dar nu prea, erau un pic acruți așa. Dar, în schimb, restaurantul arăta extraordinar de bine. Am văzut un burger la cineva super, super arătos. Și îmi pare rău că nu am putut să filmez prinăuntru pe acolo pentru că era foarte multă lume. Și știți senzația aia când te simți privit? Aici a fost mai rău decât oriunde. Deci toată lumea se uita la mine. Poate că eram singură, poate că nu mă cunoșteau de pe aici, de pe Breaza, habar n-am. Oameni bine îmbrăcați, curăței, frumoși. Băi, dar se uitau ca la mașini străine. Și nu am făcut nimic, nici măcar pe telefon nu am stat, că l-am pus la încărcat. S-a încărcat un piculeț așa. În fine, restaurantul pentru cum arată are nota 10
pentru ce am mâncat eu, nota 7. Totuși, vi-l recomand. Cred că e cel mai frumos de prin zonă, cred eu așa. Și nu v-am spus până acum că eu fac colecție de biscuițe din ăștia de băuturi. Am vreo 400 acasă și am găsit aici și am cerut. Mi-a dat, mai am doi mai la colecție. Uite să vă arăt colecția mea de biscuite. Hai spre Provița. Dau un telefon să zic ajung. De aici fac 22 de minute. Poate ne mai oprim pe undeva, poate nu vedem. Spre cazare. Adam. Singura, deci totul este pentru mine.